Înaintea etapei cu numărul 29, în clasamentul Ligii a 4-a Argeș, situația rămânea încă neclară. Pentru titlul de campioană în acest sezon, lupta s-a purtat doar între două formații, Aromușcelul Câmpul Lung și Speed Academy Pitești. Cele două contracandidate au făcut tot ce le stătea în putință, s-au întărit aducând jucători cu mare experiență în fotbalul mare, ba chiar și-au împărțit victoriile din meciurile directe, menținând un echilibru aproape perfect. Dacă nu ar fi apărut acea situație mai mult decât hilară din meciul de la Câmpul Lung, cu echipa din Bascov refuzând să iasă de pe teren la solicitarea antrenorului, egalitatea ar fi fost perfectă. Mingea rămâne însă în terenul AJF Argeș, care întârzie să reprogrameze jocul. În aceste condiții, pe primul loc în clasament o regăseam pe Speed Academy Pitești cu 75 de puncte, urmată de Aromușcelul Câmpul Lung, 72 de puncte, dar un joc mai puțin disputat. Podiumul era încheiat de CS Domnești, care reușise să acumuleze 56 de puncte, cu 5 mai mult decât formațiile din Stolnici și Valea Iașului. Lupta pentru evitarea retrogradării este însă una destul de palpitantă, numai puțin de 7 echipe fiind angrenate. Practic, de la locul 9, ocupat de CS Mioveni 2, în jos, oricare poate retrograda, după cum la fel de bine ar putea să se salveze. Cele 6 puncte care le despart matematic mai puteau fi recuperate în cele 4 etape care mai erau de disputat. Cele mai amenințate formații rămâneau însă alături de Lanterna Roșie, CSC Suseni, echipele din Bascov, Lerești și Costești, două dintre acestea urmând chiar să joace un meci direct.